Nu pot să-și plătească medicamentele. Toate lucrurile astea trebuie să aibă o explicație. Și atunci am încercat să văd dacă există niște cauze adevărate care țin de istoria acestei țări. Am încercat să văd dacă nu cumva avem bani, dar îi pierdem. Dacă nu cumva avem bani, dar ni se fură acești bani. Dacă nu cumva creăm bani în România, dar pleacă în străinătate. Așa că această carte e structurată pe elementele care pot explica de ce în bugetul statului nu ajung bani. Destui. De ce nu ajung bani ca să trăim la nivelul bogăției pe care această țară o are? Statistic, și o să zic statistic pentru că sunt economist, poate sună puțin cam prea tehnic, România e a treia țară în Europa din punct de vedere al tezaurilor de resurse. Resurse minerale, naturale, energetice, umane. Și mai ales din punct de vedere al pământului pe care îl avem, pământului agricol. Cu toate astea suntem ultimii sau penultimii în tot ceea ce înseamnă nivel de trai, cultură, civilizație și așa mai departe. Răspunsul pe care îl dau este bazat nu numai pe o istorie a noastră, o istorie care de foarte mult timp, de vreo 300 de ani, nu ne dă posibilitatea să exploatăm ceea ce avem în bune condiții. Se bazează mai mult pe ce se întâmplă acum în România. Există furt. Furt într-o manieră aproape elitistă. Avem pierderi anuale de miliarde de lei. Un exemplu este evaziunea în alcool. Evaziunea în producția de alcool în România este cifrată la un miliard de euro.